am făcut cu bicicletă. Un biciclist, Cosmin din Timișoara, a reacționat la apelul meu de pe Facebook și mi-am promutat bicla lui ca să explorez orașul de pe Bega. Acum îmi pregătesc chestia asta, să pun camera pe cap și să documentez prima pedalare. Nu se poate să nu las document. Am prins camera pe cap ca să știți că am mâinile libere și am pornit la drum, da. Din obișnuință am coborât pe carosabil uitând că la Timișoara cele mai multe piste sunt pe trotuar. Bine, hai să le testăm, pistele de pe trotuar. Aici a dispărut pista și trebuie să împart trotuarul cu pietonii. Acolo jos sub pod aveam pistă pe splai și mă gândesc să recobor acolo, dar să văd pe unde o iau. Hop. Cred că pe aici, dar era pista alături. N-a observat-o. E pista, era o cărărușă făcută de alți bicicliști, pentru că primăria nu s-a gândit la noi. Așa. Mai sunt bicicliști ca mine. Unii pedalează în doi. Da, eu o iau singur. Pe sub pod, printre alergători. Cătinel până învăț bicicleta. Am și sunerie. I-am avertizat și pornesc deplasarea. Depășirea. Am depășit. Întâlnesc obstacole. Trotuarul ăsta e de mult și n-a fost reparat. Ups. Oho, chiar gropi adânci. Up. Aici era să o fac boacănă. Deci e periculos. Primarul Robu liberal n-a avut grijă să întrețină trotuarul, pista asta. Și nouul primar userist Fritz încă n-a apucat. Dar sper că în primăvară măcar, pentru nouul sezon de pedalare, o să intervină. Că e cam accidentat. Semnul zice că e pentru noi. Cred că știu unde am ieșit. Cam aici ar trebui să fac dreapta spre casă, dacă n-aș fi cu bicicleta. Dar dacă sunt cu bicicleta, mai vreau. Mai explorez. Trebuie să mă aplec, altfel dau cu coarnele. E friguț.
trebuie să-mi scot mănușele. Totuși cred că primăria a greșit că a suspendat serviciul de închiriere biciclete pe timpul iernii. Probabil mai mult, nu doar eu, am fi vrut să le folosim. Să vedem și orașul cum e dotat cu piste mult lăudat. Piste verzi pe trotuar. Aici trebuie coborât și traversat ca pietonii. Cel mai probabil. Mai ales dacă vrei să vezi pe unde ai mers. Și am mers cam în felul ăsta. Jumate de drum pe jos, jumate cu bicla. Mă duc mai departe și după aia când cotesc, mă întorc spre casă. Deci mă duc înapoi la Bega. Ok. Taxi cu bani cash. Am zis să bag mănușele. Ups. S-au înțeles. S-au împăcat. Și eu. Oh, dar e cam riscant de mers pe lângă copaci, pe lângă stâlpi ăștia. Mai ales că am oglindă și risc să o ating și să o distrug. E îngustă pista pe trotuar. Și aici ce fac? O iau pe carosabil. Cam da. Pistă pe dreapta. Hai să o încălecăm. Ba este, ba nu-i. Prag. Bădăga. La coborâre e prea mare. Pericol să atingi pereții stației. TVR Timișoara, iată am aflat unde. Prag prea mare.
trebuie să te oprești la TVR, Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, iar prag, dar nu e așa de mare. Strada cu vin și o mașinuță pe pistă. Sper că a înțeles și s-a rușinat. Ups. Cam multă vegetație de peste pista biciclistică. Te zgârie, te prăfuiește, îți dă în ochi. Ciclop, cred că am ajuns la fabrica de bere. Prima fabrică din Românica. Cât are? Aproape 300 sau deja mai mult de 300 de ani. Iată și halba mare. Simbol. Așa. Ies pe carosabil și aștept la semafor. Fabrica de bere. 302 ani. Ciclop. Se termină, se face verde la noi. Ar trebui să o iau la dreapta deja. Sau mai merg. Hai că mă duc la dreapta, tot am săgeată verde. Și eu sunt cu verzi. Cam denivelat aici cu găuri mari pe lângă grătarul ăsta. Bine că grătarele se întoarse de-a latul drumului, dar unele au găuri mari și poți să nimerești cu roata acolo de bicicletă. Aici cred că am pistă de biciclete, chiar dacă nu e foarte vizibilă. Dar trotuarul e cumva izolat, delimitat. Da, da. Aici nu mai am și revin pe carosabil pe la Lidl. Revine pista. Cu prag, dar nu-i mare. Fabric. Oho, dar aici e îngust. Oho, și aici e chiar groapă. Deci primăria nu s-a gândit deloc la noi. Ori s-a gândit cu pauze. Ies pe carosabil chiar dacă merg tiruri pe aici, că trotuarul deja e ocupat de mașini. Oho, și aici groapă.
Deci Timișoara se laudă cu piste, dar spre sud n-ai unde să ajungi cu pistele lor. E o cursă cu obstacole. Fabric. Aici semaforele sunt lungi ca la București. La Chișinău sunt mult mai scurte. Direcția e Reșița, Belgrad și Buziaș. Deci cumva spre sud. Poate mai găsesc pistă pe trotuar, că s-a lărgit și sunt mai puține mașini. Scrie că e interzisă parcarea, staționarea acolo pe prima bandă, cu excepția taxiurilor, dar văd și dubiță abandonată și mașini. Periculos să mergi pe acolo, pe prima bandă. Vine mașina la stânga și nu... Mersi, s-a asigurat totuși, bravo. M-am asigurat și eu că-mi cedează trecerea. Aici nu știu ce industrie, sper că nu e foarte poluantă, dar probabil sper degeaba. Borduri coborâte, praguri acceptabile. Un cablu pe mijloc. Sper că nu-i cu tensiune. Prag. Și ăsta e mărișor. Periculos. Trotuarul se îngustează din cauza copacului. De-ar fi el sănătos. Când ne adaptăm, sper că nu-i legat câinele în lesă, că altfel ne împiedicăm. Adică, na, câinele ar trebui să fie legat, da. În cazul ăsta mi-a încurcat lesa lui. Am și eu o vestă reflectorizantă de la partid. Ar fi trebuit să o pun pe mine, dar cum am lumină roșie și suntem în oraș, poate nici nu e necesară. Mai ales că merg mai mult pe trotuar. Ar trebui să verific harta, că mă tem că m-am dus prea mult la sud și nu mi-apare stadionul în cadru, la orizont, iar stadionul e repierul meu, că spre stadion trebuie să ajung. O biclă, prag mare, opa, șanț, periculos.
alt Lidl în față. Parcă-s la fiecare colț magazine Lidl. Cred că de la Lidl trebuie să fac dreapta spre stadion. Că altfel ajung spre Ghiroc. Și acolo am fost deja pe jos. Bega, Oșan Bega. Prag prea mare la Lidl. Cred că chiar ei sunt vinovați, că ei au făcut accesul spre parcare. E2. Să văd în ce direcție să o iau. Că nu văd nocturna stadionului. Da, m-am dus prea departe. Acum trebuie să o iau pe bulevardul ăsta, bun, după autobuz. Mâine încerc să fac turul Timișoarei, să o înconjur toată. Pe bicicletă e mai ușor. Aici nu-mi dau seama dacă avem pistă sau deja nu, că a crescut vegetație pe aici. Aproape toată pista a acoperit-o. Prag mic, acceptabil. Și aici, dai în unghi. Mașină parcată în față. Crengi deasupra capului. A, bine, mașina are refugiul ei. Aici ne plimbă pista în stânga, în dreapta, ca să ne amețească. Bun. Aproape deloc Prag. Obstacol, pericol, oho, ce pilon în mijlocul pistei, cine s-a gândit să-l bage acolo? Abia acum văd nocturna stadionului la orizont. Deci mă uitam în direcție greșită. Încolo trebuie să ajung, la stadion. Bulevardul Sudului. Verde. Prag, acceptabil. Nu știu care e banda noastră. Probabil asta de margine.
S-ar părea că avem două treimi din trotuar. Dar pilonii ăștia și cu pedestalul lor ne fură cam toată pista. Da, atâta s-a putut. Teren de fotbal pentru copii, bine iluminat, cu iarbă, probabil artificială. Aici e McDonald's cu vaporaș. Pot să zic că am ajuns. Trecere desființată, dar asta e cu roșu. Minunat. Aproape 27 de minute. Interesant câți kilometri am pedalat. Dacă aveam 7 pe jos, 14 fix în jumate. Jumate cu Bicla, jumate cu Ileana pe jos. Hai că e verde la mine, la noi. Și scurt verdele. Atât. Ceau. Ne vedem mâine la turul Timișoare. Na, mâine seară o să public, probabil. Sau duminică.